România este pusă la zi de ziariștii revistei germane Der Spiegel. O investigație a nemților arată că o navă a poliției de frontieră, care era în apele teritoriale ale Greciei, a făcut manevre ilegale și periculoase, totul pentru a împinge o barcă plină cu refugiați peste granița cu Turcia, de unde veniseră. Reporterii spun că polițiștii români erau obligați de tratatele internaționale să ofere asistență umanitară fugarilor. Purtătorul de cuvânt al poliției de frontiere, Alex Alexandra Găvan neagă însă că agenții au încălcat legea. Din contră, misiunea lor era să apere granițele Uniunii Europene. În replică, jurnaliștii germani spun că vor aduce și alte dovezi împotriva României.